Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Un incendiu de pădure devastator produs pe coasta de est a Coreei de Sud a ucis 2 persoane și a forțat mai mult de 4.000 de persoane să-și părăsească casele. Focul a izbucnit joi seară în estul provinciei Gangwon și s-a răspândit în mai multe zone de pe litoral. Au fost incendiate 500 de hectare de teren și 400 de case, depozite și alte clădiri. Pentru a stinge flăcările, guvernul a trimis la fața locului aproximativ 45 de elicoptere, 77 de mașini, de pompieri și 13.000 de persoane din întreaga țară. În Europa, valul de aer rece venit dinspre Atlantic a adus în ultimele zile schimbări majore în peisajul din Elveția, Franța și Italia. Ne referim mai ales în zona montană înaltă, unde a nins abundent. Zăpezile căzute au cauzat perturbări foarte mari ale traficului rutier și feroviar din Elveția, unde în plus a fost emisă pentru ziua de astăzi o avertizare cod roșu de avalanșe. Stratul de zăpadă nou depus măsoară 1,5 metri. Revenim în țara noastră, unde avem vești bune. Astăzi am avut parte de o zi caldă cu precădere în nord-vestul țării, unde în această după-amiază se înregistrau 22 de grade. Însă temperatura resimțită de către corpul nostru a fost mult mai ridicată. Iată, pragul unei zile de vară s-a atins îndeosebi în Crișana, 25 de grade Celsius. Și în acest weekend, meteorologii anunță temperaturi ridicate, dar în interiorul arcului carpatic, unde mai ales la amiază se vor înregistra temperaturi de până la 24 de grade Celsius. Ușor, ușor, norii își vor face apariția în majoritatea regiunilor, însă singurul fenomen notabil va fi vântul, care se va face simțit în toată țara. Deocamdată vă invit să vedem câteva fenomene și temperaturi de mâine din principalele orașe ale țării noastre. Mâine dimineață cea mai ridicată valoare se va înregistra în Timișoara, 10 grade, iar la amiază apariția soarelui va aduce temperaturi plăcute peste tot. Tot în vest se vor înregistra 20 de grade Celsius. Atât pentru moment, cu mai multe detalii ne revedem puțin mai târziu în principala rubrică Meteo. Conform statisticilor, fiecare român produce în medie 260 de kilograme de deșeuri pe an, din totalitatea cărora pe întreaga țară majoritatea ajung la gropile de gunoi. Și asta din cauza faptului că avem o rată de colectare separată pe tipuri de deșeuri de numai 5%, de unde rezultă și unul dintre cei mai mici indici de reciclare la nivel european, 13%. Dacă nu se îmbunătățesc aceste cifre de performanță, la sfârșitul anului viitor ne așteaptă o nouă sancțiune din partea Europei. Până la sfârșitul lui 2020, România va trebui să ajungă să recicleze la nivel de autorități publice locale până la 50% din deșeurile municipale. Iar acest fapt s-ar putea întâmpla mai ales în cazul în care colectarea separată pe cele două mari părți, cea umedă, care conține resturi menajere biodegradabile, și cea uscată, în bună parte formată din deșeuri care pot fi reciclate, metal, hârtie, carton, sticlă, ar deveni o realitate și la noi. Ceea ce produce mirosul insuportabil, gazul metan și cocktailul toxic care ajunge în sol și ape este, chiar dacă ar părea la prima vedere inofensivă, depozitarea la oaltă în gropile de gunoi a deșeurilor organice, biodegradabile și a celorlalte tipuri de deșeuri. În plus, odată amestecate atunci când ne debarasăm de ele, gradul de recuperare a celor reciclabile scade drastic. O altă mare parte importantă a resturilor care ajung la gunoi este formată din ambalajele diferitelor produse. În România se pun pe piață anual în jur de 1.500.000 de tone de ambalaje. Producătorii acestora vor trebui să ajungă la un prag de reciclare de 60%, adică 900.000 de tone. Costurile de colectare, sortare pe tipuri de materiale, transport și eventual eliminare vor fi suportate de producătorii de ambalaje, atât timp cât vor fi puse separat în primul rând de către cetățeni, căci la ei ajung 8 părți din totalul ambalajelor. Iar dacă nu o vor face și amestecul nu mai poate fi separat, deci va ajunge la groapa de gunoi, atunci vor trebui să suporte costurile plătite de salubrist pentru depozitare. Cel mai greu este să schimbăm mentalitățile. Și consider că noi românii avem așa o tipologie aparte, pentru că vedem ce se întâmplă. Plecăm în străinătate, în concedii, ne facem concediile la afară și acolo respectăm cu strictețe legile. În schimb, atunci când ne întoarcem în țară, uităm complet de acele bune maniere, că ține de un comportament civic, de o educație, de o dorință de a locui într-un oraș curat, într-un mediu curat. Da, sunt practici unde oamenii, pentru că nu au fost învățați să plătească pentru deșeuri, așa cum plătesc pentru orice alt serviciu, cum plătim pentru gaze, cum plătim pentru lumină, pentru apă canal, așa trebuie să plătim și pentru deșeurile pe care le generăm, pentru gunoiul pe care îl producem.
Practic, acea contribuție pe economie circulară, care anul acesta este în valoare de 30 de lei pe tona depozitată, va fi parte din ea suportată și de către cetățeni. Costurile nu sunt foarte mari, adică noi am făcut o simulare și dacă în 2017, când taxa la depozitare avea o valoare de 80 de lei pe tonă, însemna un efort, să spunem, financiar pentru cetățeni de circa 1 leu și 20 de bani pe lună. Acum, când ea este 30 de lei, vă dați seama că efortul este cu atât mai mic. Dar nu este un secret că de multe ori chiar cei care au obligația gestionării deșeurilor, operatorii de salubritate, care au încheiat contracte cu autoritățile locale, sunt cei care nu își fac treaba. Din păcate, până anul acesta, nu au existat niște criterii foarte clare de performanță pentru acești operatori de salubritate. Colectau un amestec sau chiar dacă oamenii le puneau separat, ei veneau și le amestecau în timpul transportului, nimeni nu reușea să urmărească și să asigure o trasabilitate a deșeului. Infrastructura există, au fost proiecte finanțate prin fonduri europene care prevedeau această colectare separată, s-au achiziționat tomberoanele necesare pentru colectarea pe cel puțin două fracții, sunt alte județe unde se merge chiar pe patru fracții, adică fiecare deșeu, fiecare pe tip de material în pubela respectivă. Deci lucrurile se pot face, doar că este nevoie de această, cum să vă spun, de nu neapărat presiune, doar de o mai mare implicare. Practic toate aceste deșeuri erau contabilizate numai la nivel de producători, apoi ieșeau din sistem. Cantitățile separate pe fiecare tip de deșeu nu mai puteau fi raportate. Dar, căci mai există un dar, nu de puține ori vedem și un alt exemplu. Salubriști sau persoane fizice, pentru a nu plăti taxa de depozitare la groapă sau de salubrizare, aleg să arunce gunoiul la întâmplare. Sunt prevăzute sancțiuni, sunt prevăzute măsuri coercitive. Colectarea separată este extrem de importantă. Deșeul nu este altceva decât o resursă aflată într-un loc nepotrivit. Acum a sosit momentul să aflăm cum va fi vremea în țara noastră. La noapte, norii se vor înmulți în regiunile vestice, în cele sudice și în cele sud-estice, unde cu totul izolat va ploua slab. Vântul se va intensifica în sud-vest, local în sud și la munte, iar în Banat și din nou în zona Carpaților meridionali, vântul va sufla foarte tare, se așteaptă viteze de până la 70 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad și 11 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre minus 4 grade. Mâine vremea va fi bună în interiorul arcului Carpatic și chiar caldă pentru această dată. Maximele vor tinde spre 22, posibil chiar 23 de grade Celsius. În sud-vest, dar în prima parte a zilei și în sud și în sud-est, norii vor fi destul de numeroși și cu totul izolat este posibil să picure. Vântul va prezenta intensificări în majoritatea regiunilor, însă din nou în Banat și în masivele sudice va sufla tare. În București, la noapte, norii se vor aduna, nu sunt anunțate ploi, însă vântul se va intensifica. Spre dimineață vom avea 6 grade Celsius. Mâine, vreme schimbătoare. Când soare, când nori, vântul își va face simțită prezența, iar la amiază vor fi 18 grade. Presiunea atmosferică are deja o valoare scăzută de 754 mm coloană de mercur și va continua să scadă. Voi mâine, dar mai ales seara și noaptea, sunt anunțate ploi, vântul va sufla între slab și moderat, iar în aer vor fi cel mult 16 grade Celsius. La nivelul întregii țări, ziua de duminică ne va aduce o vreme frumoasă doar în nord-vest, în nord și în centru, unde în continuare se vor înregistra valori ușor mai ridicate decât în mod normal la această dată, maximele vor tinde chiar spre 24 de grade. În rest, mulți nori și pe arii restrânse, meteorologii anunță precipitații sub formă de ploaie. Vântul se va face simțit în majoritatea regiunilor. Mâine, la munte, cerul va fi variabil, vântul se va intensifica peste tot, dar în masivele sudice va atinge la rafală chiar viteze de 70 de km pe oră. Regimul termic va fi în ușoară scădere față, iată, de astăzi și vom avea 6 grade în Ceahlău și 14 grade în Stâna de Vale. Pentru Europa, veștile nu sunt tocmai bune. Un nou ciclon se extinde dinspre Atlantic și va afecta cu precădere țările sud-vestice. Așadar, mâine, în peninsula iberică, meteorologii anunță mulți nori și ploi, mai ales averse, posibil însoțite de descărcări electrice. În zona de coastă a Portugaliei,
Vântul va sufla destul de tare, la rafală se anunță 60-70 de km pe oră, iar valurile vor fi foarte mari, 11-12 metri. Vreme capricioasă avem și în țările vestice, numai că aici ploile vor fi locale. Încă ceva, în țările sud-vestice, punctiform, meteorologia anunță cantități importante de apă, 50 de litri pe metru pătrat. În țările sudice, vremea va fi capricioasă, ploi, descărcări electrice, dar aici vântul își va mai face simțită prezența, îndeosebi în Sicilia și în Sardinia. O situație asemănătoare întâlnim și în țările sud-estice, iată că în Atena mâine, vorbind despre ploi însoțite de descărcări electrice și un vânt puternic, mai ales că temperatura va fi în scădere, iată doar 15 grade. Ploi locale sunt anunțate și în țările centrale, însă aici valorile termice se mențin ridicate și plăcute, 20 de grade vor fi în Berlin. În nord, nori, dar și precipitații sub formă de ploaie, dar pe lângă ploi, meteorologii mai anunță și lapovițe și ninsori. Vântul va continua să aibă intensificări și în țările nordice și în cele estice. Mâine la amiază vom avea 8 grade în Moscova, 9 grade în Helsinki și 11 grade în Stockholm și în Oslo. Atât pentru astăzi, nu uitați, mâine de la ora 18:45, meteorologul Mihai Huștiu o să vă spună cum se anunță săptămâna viitoare din punct de vedere meteorologic. Urmează imaginea zilei, apoi tot pe TVR2, telejurnalul orei 19. Să aveți un weekend minunat!